Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dare de Seamă. Poșta Română este în proces de modernizare, vedem cu toții că într-adevăr se schimbă. Fiecare dintre noi până la urmă a avut cel puțin o dată în viață nevoie să apeleze la serviciile Poștei Române. Pe de altă parte ne uităm de-a lungul timpului cu oarecare tristețe că rămâne, dacă vrem să zicem așa, rămâne în urma unor servicii de curierat, pentru că încă nu a ajuns la acel punct maxim de investiții, dar în acest moment este în derulare, de fapt sunt în derulare mai multe procese de modernizare a instituției în sine, de la zero, dacă pot să-i spun așa, și cu toate informațiile despre ce înseamnă acest proiect nou, vine domnul director al regional al sucursalei de poștă Iași. Bună seara și bine ați venit, domnul Radu Ursanu. Bună seara și bine v-am găsit. Da. Discutăm despre, așadar, modernizarea Poștei Române, pentru că vedem de la Revoluție încoace, parcă s-a schimbat, dar prea puțin, pentru cât are societatea poate nevoie, dacă e să întrebăm lumea largă. Pe de altă parte, dumneavoastră care lucrați acolo, știți că ați muncit, știți că au fost proiecte, au fost investiții, ba că n-au fost bani, ba că n-au fost, eu știu ce, legislație care să vă ajute. În ce stare se află acum, după opinia dumneavoastră, poșta, cam așa? Suntem abia la începutul unor noi investiții, câteva le-am achiziționat. Practic tot acest proces de modernizare a fost aprobat de către, printr-un memorandum, care l-a aprobat guvernul la inițiativa Ministerului Digitalizării și ceea ce privește calitatea serviciilor. Că tot ne numim, suntem sub Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, vă dați seama, trebuie și noi să intrăm în rând cu lumea, să ne digitalizăm. Am făcut câteva investiții, spre exemplu, la București am cumpărat pentru fabrica de timbre o linie tehnologică de insert plicuri și deci ce face aparatul ăsta, linia tehnologică? Are 22.000 de plicuri pe oră, ceea ce nu are nicio concurență. Poate insera în plic și închis cu adresă tot 8 coli A4, deci imaginați o broșurică de... E un sistem automat care... Da, sistem au 22.000. Ce se întâmplă? Mari integratori veneau, colectau mai mult pe licitații, de exemplu, poșta venea cu un preț de 6 lei, ei veneau cu 5,8. Da? El lua cu 5,8. Aveau foarte puțini o firmă de integratori angajați. Gândiți-vă, 5,8, de exemplu, am 10.000, 17.000, cum aveam la o firmă de curățenie, pac, pac, ei luau cu firma de 3 angajați aceste 17.000 și le rezolvau în 2 ore. Ei mai luau niște licitații în alte, la alte instituții și se duceau la București și distribuția ne-o dădea mie cu 2 lei. Adică el le-a 5 lei 90 și îmi dădea numai pe distribuția. Și ați scăpat de intermediari. Și am scăpat de mari integratori. Au loc și ei pe piață. Îi servim și pe ei cu mare drag, dar... Vă eficientizați resursele. Corect. Și astfel că aveți propria linie. Și mai avem un echipament luat recent de tipar digital, color, care deci, face pe minut 21 de printuri color. Adică dacă vii o firmă și are nevoie imediat de print digital cu flyer, eu știu ce vor afișe, îi rezolvăm în secunda 2. De exemplu, apa vitală. Deci noi am luat licitația doar pe distribuire. Ia imaginați-vă că facem și printul acum. Și sperăm de acum să câștigăm la multe firme de, eu știu, apă, canal, servicii, printându-le în plicuri, deci avem capacitatea tehnologică să le printăm adresele. Putem să printăm fără plicuri, numai pe factură. Știți cum... Exact. Ca să avem costuri mai puțin, depinde de oferta... Astfel că nu va mai trebui să vină acea companie cu plicurile sale, dumneavoastră vindeți și acest serviciu, de fapt. Corect. Și e un rost de bani în plus. Da. În sensul ăsta,
Noi suntem vrem să ajungem la performanță prin digitalizare, revitalizare. Este un prim pas către ceea ce ne dorim noi. Mai este mult timp să ajungem acolo, dar este un pas esențial pentru noi. Un prim pas. Am contactat primele căsuțe digitale. Ce se întâmplă din 3.000 de astfel de locuri? Primim ca la concurență, primim prin SMS, trimitem destinatarului prin SMS notificare. El vine cu POS-ul, poate fi și cu card și cu cash și ăsta e iarăși un pas important. Dar... Adică poți să te adresezi practic acelei căsuțe digitale la orice oră, din zi, din noapte, nu mai trebuie să stea un operator la ghișeu să-ți înmâneze coleturi și tot așa. Corect. Și cea mai tare investiție, am făcut-o, deocamdată am luat 70 de oficii, se cheamă ghișei digitale, noi numim ghișeul viitorului, prin care efectiv face toate prestațiile. Și am să deschid până în luna decembrie în cartierul Alexandru cel Bun un oficiu, un oficiu 11, am să fac cu parte non-stop. De ce? Pentru că ai și pui coletul, îți arată, ai imprimantă cu autocolan, cu autocolan pentru AVB, lipești, pui acolo. Poți să încasezi și taxe și poți să plătești și rate la bancă. Absolut orice se poate prin... Multifuncțional. Ține loc de câți oameni, dacă e să calculăm, pentru că la ghișeu un deci nici nu trebuie. Mă uitam aseară la un film, sunt în... Mi se pare, vedeam în Vietnam sau Thailanda, hotel digitalizat. Adică asta e... Unde nu te aștepți, că civilizația nu e chiar la ea acasă. Da, sunt hoteluri cu totul digitalizate. Ceea ce e absolut firesc în zilele noastre, cam multe, foarte multe, cam toate serviciile, să zic că pot fi digitalizate, bineînțeles cu controlul uman. Și este acolo, de exemplu, avem ghișeul ăsta virtual al viitorului, digitalizat, posibilitatea de a cântări și volumetric să facem preț pentru un colet. Uh-huh. Deci absolut tot ce trebuie. Spuneți... că înainte de emisiune spuneați că nu ne ridicăm. Nu ne ridicăm, deci noi, dacă eram top 5, acum în zona coletării suntem la etică, la și alții. Adică nu contați pe piață. Nu contez, nu contăm pe piața coletării. Dar vreau să vă spun că noi ne comportăm ca o poștă socială. Concurența și-a ales cel mai profitabil serviciu. Corect? Unde ați fost vulnerabil, a profitat. Păi, dar deci compania asta e o instituție strategică. În sensul în care dacă nu suntem noi, cine duce poșta, pensiile oamenilor? Pensiile o să, nu știu cât o să mai avem serviciul ăsta, cred că vreo 10-15 ani, că cine lucrează primește pe card. Băncile o să intre și în zona mediului rural. Cu toate astea avem anual vreo 8 milioane de clienți. Vă referiți în Iași? Nu, că 8 milioane e la nivel național. La nivel național, okay. Da. Și imaginați-vă că la o simplă analiză nu e mare salariul unui agent, postar sau factor, undeva cu brut îi sunt vreo 3.000 de lei, iar el îmi încasează, sunt cazuri în care încasează 5 milioane de lei vechi, 500 de lei pe an. Ați înțeles? Așa, adică, nu e, deci noi acolo mergem numai în pierdere, pentru că nu are altcineva care să facă serviciul ăsta. Și suntem și obligați de ANCOM ca la în fiecare localitate să avem câte o cutie poștală și în special poșta, cel puțin sucursala Moldova, e zonă de distribuire. Banii intră la prezentare la colegii de la Cluj, Timișoara, că acolo e o zonă mai dezvoltată economic, și noi facem distribuirea. Cu toate astea... Munca fizică, nu? Da, cu toate astea suntem pe locul 2 după București, care nu poate să-l ajungă nimeni, la venituri pe sucursala Iași. De unde aveți venituri? Păi avem venituri pe lângă cele din pensii, din contracte.
contracte. Ai reușit să atrageți clienți? Despre asta e vorba? Da, aveți departament de vânzări? Da, am departament de vânzări, contracte gen cu instituțiile statului și cu privați. Plus încasăm mandate utilități, vindem și noi produse, spre exemplu cartele telefonice, pixuri, prin casele noastre de marcat. Coletăria, acum a dat ANAF o ordonanță, nu știu, ordonanță, hotărâre, decizie. Noi trebuie să raportăm rambursul, adică la coletele primite, și foarte mulți făceau povestea asta la negru și ne-au scăzut, probabil și la curierat au scăzut cu prestații, servicii, colete. Adică plata ramburs dispare ușor. Nu, plata ramburs este în continuare, dar foarte mulți dintre clienții noștri nu fiscalizau. Înțeleg. Și atunci ei se feresc să mai trimită prin ramburs. Și dacă sunt obligați și la privat să fiscalizeze? Da, dar pe privatul mai ajungi la o înțelegere. Eu sunt instituții de stat. E totuși care... un nou pas birocratic, însă na, e necesar dacă ANAF-ul consideră. Nu avem ce să facem. Am investit, uitați, am luat iarăși un echipament care face cutii și plicuri. Deci noi, vânzând, având și putând să vândem și mărfuri ale diferiților furnizori, cu un adaus relativ mic, ne-am făcut noi cutiile astea, să le cumpere de la noi, plicuri, când e rușinos să spui că poșta n-are plicuri. Cred că au fost situații, că m-am au fost, da, cum păi acum nu mai sunt, da, asta da. Este. Ușor, ușor, uitați, acum investim, facem cursuri de perfecționare, trimitem prima dată 10 de pe sucursala Iași, urmând la București. Domnul director are o nouă viziune în ceea ce privește poșta, trimitem la cursuri nu cei mai buni, nu cei care vor să învețe. Noi nu ne supărăm pe ăla care nu știe să folosească calculator. Dacă nu știi, ai plecat. Da? Merită ajutat. Asta zic. Dacă nu l-ajuți și nu vrea, nu vrea. Deci, și viitorul nu o să vă mai fie pensiile sau vânzarea asta de pixuri, că nu ne aduce foarte multe venituri. Dar la momentul actual sunt bune și veniturile astea. Dacă imaginează un pix la 2 lei, vând 200 sau 300 de facturi, cât am eu pe Iași, agenți, fac 300 de lei ori un 300 de lei. Nu vă bazează pe acele venituri? Nu mă bazează pe acele venituri, dar am garanția, de exemplu, când încasează facturi, când merge, de exemplu, cu presa, foarte mulți găsesc explicații că presa e digitală. Eu nu cred că o pensionară nu citește formula asta sau Clickmania, care sunt săptămânale și care nu au cum să le ia de pe internet. Deci încă funcționează. Încă funcționează, da. Au fost și investiții în infrastructură. De 2 ani... mă ocup și de lucrul ăsta, mă duc la București, mă dau afară pe ușă, intru pe geam. Am făcut o serie de investiții. Acum, chiar săptămâna viitoare, am la Fălticeni, am dat în lucru o Botoșani, oficiul 2 Botoșani și Câmpul Lung, s-au apucat de treabă. S-au apucat și la oficiul 1 Piatra Neamț, monument istoric. Adică reabilitați clădirile, reabilităm efectiv. Reabilităm clădirile și nu le spoiem. Am mai făcut la nivelul județului. Știți care e problema noastră? Nu putem investi decât în clădirile noastre și clădirile noastre la rândul lor trebuie să fie intabulate. Înțelegeți? De exemplu, oficiul Vamă Păcurari, acolo la ieșirea din Iași, e oficiul închiriat de la primărie. Eu n-am voie să fac investiții. Am avut o problemă cu hidroizolația. Pe de altă parte, se găsesc soluții birocratice, eu știu, legislative, care să vă poată permite
Adică să primiți, eu știu... Hidroizolația chiar nu pot să o fac, a fost reparată acum de curând prin bunăvoința... Să vă susțină primăria. Păi ne susține, da, domnul primar, dar e și la ei o poveste birocratică și domnul Radu Grigoraș de la DAPP. Dar doar atât. În rest, mă descurc, să spun așa. Găsești motive de refuz să nu semnezi, dar un director și un manager adevărat semnează până la riscul, știți, până intervine riscul, dar mi-asum de obicei. Bun, înțeleg, așa ați punctat zone în care ați investit, pare că ați investit peste tot, sunt poate pași mici. Aici în Iași vă dau exemplu Iași. Am făcut igienizare la oficiu 11, urmează ca până la finalul anului să pun termopan de aluminiu roșu și să pun acel Alexandru cel Bun. Da, pentru că e cel mai dens carter și în Dacia nu am niciun punct de lucru. Toată lumea ați văzut acolo parcul, piața Voivozilor este foarte aglomerat. Voi pune și acel ghișeu al viitorului care va funcționa non-stop. Am făcut unde a fost la fundație oficiu 13, am renovat și oficiu 4 din Tătăraș, cine a mai umblat așa. Oficiul 13 mai are vama? Da, are vama. Acolo funcționează două instituții. Am și tranzitul la Vitalef, suntem într-un spațiu închiriat. Acolo am de gând, am făcut deja primul pas, vreau să fac o cameră de transbordare a coletelor internaționale, deci Chișinău, care ia și pe partea Ucrainei coletele. Era o cursă care venea de la București la Chișinău de două ori pe săptămână, chiar de trei ori. Atunci eu trimit o cursă de la Iași, face două ore, hai că două ore jumătate până la Chișinău, încarc cu cursa, vine, aici am o cameră care trebuie să trimit în direcția vamală, să am camere video și le transport. Adică simplificați cumva. Da, și chiar fac o economie la nivelul companiei, trimit cu mașina regională prin Manu de București, Iași și Iași-București și se duce coletul la București. E nevoie de, eu știu, de reorganizare, de reinventarea Poștei Române, de revitalizare din temelii, pentru că ne-ați punctat, așa cum încercam să zic, din toate zonele. E practic... Deci, în primul rând, noi stăm prost ca imagine. Lumea se plânge când stă la coadă la poștă, de la bănci unde stau la coadă nu țipă, nu comentează că banca e privată. Dacă ar fi doar vorba de coadă, știți că în mentalul colectiv sunt toate problemele. Așa, în mentalul colectiv am încercat să schimbăm gratiile alea celebri, care și o instituție îmbătrânită, poșta, o recunoaștem toți, mai ales eu acum fiind în fenomen văd cum ușor, ușor întinerește. Cel care a avut o dezamăgire, de exemplu, acum 5 ani, acum 3 ani, cu siguranță n-a mai revenit, a apelat la privat pentru un colet, dar noi cu siguranță avem prețuri competitive, mult mai ieftine, mult mai încet, cred că, din punctul de vedere al distribuirii, al ajungerii la destinatara scrisorii sau coletului. Dar nu toată lumea, să vă zic, dorește rapiditate, nu toată lumea au bani, nu toată lumea să-i reprezintă oameni de afaceri, instituții. Noi avem piața țintă și în mediul rural, oamenii de mediul rural au venituri mai mici, ei preferă să aștepte 5 zile. De fapt, nici nu e o schimbare pentru ei, că și în trecut era la fel, așteptările sunt tot pe acolo. Da, dar vedeți că coletăria privată presupune o zonă în jurul unui oraș de 20 de kilometri. Dacă treci de 20 de kilometri, te taxează, nu știu, un leu, doi pe kilometru, da? Ei, noi avem mașini care
se cheamă serviciu, Stai Acasă Plus, care duce dintr-un sătuc din Iași, într-un sătuc din Timișoara, din județul Timiș. Da? Adică, înțelegeți, eu, dacă veniți la mine în jurul prânzului, o să vedeți că acele curse neprofitabile, nerentabile, concurența le aduce tot la poștă pentru a fi distribuite. Deci colaborează, de fapt, ca să... Noi le, vă dați seama, și firmele de curierat privat sunt tot clienți de-ai noștri. Exact. Și nu avem cum să-i... Exact. Deci sunt clienți și faceți treaba până la capăt, da, în locul lor. Cumva... Da. La nivel național știu că sunt probleme cu salariile. Nu e atât de ofertant, nu e atât de atrăgător un loc de muncă la Poșta Română. Înțeleg că se dorește o schimbare în acest sens. Noi am făcut acum niște măriri undeva la 70%, 80% din angajați. Am încercat salariul minim să-l ridicăm la cel care este în legislația națională de salarizare. De asta și oficiantele de la ghișeu, unele, am făcut cursuri cu ele, unele au învățat cât trebuie să zâmbească indiferent de starea lor de acasă, de necazurile care le întâmpină clientului. Altele au uitat imediat ce au terminat cursurile acestea. Le înțeleg, pe de o parte, că să știți că se muncește foarte mult la poștă. Când pleci acasă după 32 de ani de muncă cu un salariu de 2000 de lei, parcă pot să-i spun eu să zâmbească clientului că nu o va face. Cu digitalizarea asta, de exemplu, în tranzitul, firmele de curierat au benzi de sortare, deci când vine tirul, în tranzit automate. Deci acolo îți trebuie maxim 20 de oameni. Noi avem 80 de oameni. În loc să avem o bandă de sortare cu 20 de oameni și salarii de duble, preferăm deocamdată să avem manual. Deci, și manualul, știți, și tot n-ar fi de ajuns, cred, că acești 80 de oameni, că tot muncesc foarte mult. Da, și muncesc noaptea, dă-le sporuri, salariile de mizerie. Deci cu problema asta ne confruntăm. Plus viitor, mă uit, analizând mediul rural, nu o să mai fie pioiesuri cu mărfuri și o să avem contracte cu mari retaileri. Deci omul vrea o mașină de tuns iarba. O să vină poștașul cu un telefon, da? Cum au? Și zic, bă, ce vrei? În două zile îți aduc. Și dă comandă online, direct se duce la magazinul respectiv și a doua, a treia zi, ăsta e viitorul, doamnă. Adică nu mai putem și așa să trăim. Și așa se dezbățin în urmă, dar ați reușit să prindeți cât de cât. Știți ce se întâmplă? Iată că la nivel național a fost o întreagă problemă, știm, cât de mult a suferit Poșta Română. A suferit greu și nu pot să spun aici, dau un exemplu, nu s-a vrut să devenim și noi mari integratori. Am pierdut foarte mult din... Da, e o problemă a statului român, până la urmă, această Poștă Română. Păi da, și acum am făcut investiția asta, domnul director are 10 ani de Statele Unite. Și directorul general al Poștei Române. Da, domnul Valentin Ștefan. Și eu cred, și nu subiectiv, că de 13 ani în poștă și am rezistat, da? E unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun director pe care l-a avut Poșta Română. Da. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem și cu alte informații despre Poșta Română, să vedem încotro se îndreaptă, știm cam cum a fost, cam cum este, să vedem ce urmează. Revenim imediat.